dragi tineri, vă salut și eu în această dimineață. Mă bucur să fim împreună. Până acum Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un timp frumos de închinare, în rugăciune, în cântare, în cuvântări. Și în cele ce urmează ne dorim ca mesajul pe care îl împărtășim să fie binecuvântat de Dumnezeu și ziditor pentru noi, pentru toți. Pare bine să mă văd în această dimineață în Biserica Emanuel, venind din mai multe comunități, biserici, din împrejurimi. Dumnezeu să binecuvânteze familiile voastre și bisericile în care vă închinați lui Dumnezeu de obicei. Ne închinăm în mai multe, dar de obicei în una. Și aceea se numește acasă, biserica noastră, biserica în care sunteți membri. Pentru această dimineață, și în spiritul cântării pe care am cântat-o împreună, aș vrea să citim un cuvânt foarte sugestiv, cuvânt care cumva ridică tema pe care o aprofundăm astăzi. Cuvântul acesta este scris în Proverbe, în capitolul 7, începând cu versetul 6. Haideți să ascultăm cu atenție acest cuvânt interesant, o experiență de viață. Autorul acestei cărți, Cartea Proverbe, ne prezintă un cuvânt ca și cum ne-ar fi transmis de Doamna Înțelepciune. Da? De înțelepciune. Aici vorbește înțelepciunea. Și în limba ebraică, înțelepciunea, cuvântul înțelepciune este la genul feminin. Da? De aici deducem că înțelepciunea este o doamnă aleasă, da? Care astăzi, iată, ne vorbește. Ascultați. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri un băiat fără minte. O fi și așa? Auziți. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care duce spre locuința ei. Era în amurg seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șiriată. Era bună de gură și fără astâmpăr. Picioarele nu-i puteau sta acasă. Nu mai citim tot. Versetul 21. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea ca bou care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața până ce săgeata îi străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei. Nu te rătăci pe cărările ei, căci ea a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Încotro, tinere, este doar o posibilitate, calea aceasta a desfrâului. Posibilitățile sunt foarte, foarte diverse și multe. A zis aici unul dintre frați că se bucură să vadă această adunare aproape plină de tineri și făcea referință la cei care sunt la tinerețea a doua. Nu știu dacă te-ai gândit și la mine, dar o să-ți vină și ție rândul. Da. Tinerețea trece. Faptul că aveți bucuria să o vedeți trecând e un har. Sunt unii care nu își dau seama și e simplu. Cum mi-a zis mie un prieten mai în vârstă, 97 de ani, două săptămâni în urmă a fost înmormântat, 97 de ani. L-am vizitat la spital. Era lovit rău la un picior și rupsese un tendon. Și în picior avea un ciorap negru și într-unul roșu. Și doctorița care l-a vizitat, acolo fiind și eu, a zis... Moșile, uite cum te-ai încălțat, de ce te-ai încălțat așa?
La care el șugubăță zice, domniță, ca să nu uit care picior mă doare. Văzându-l eu așa șugubăț, îi zic, mă bucur tare mult să vă văd așa spirit tânăr și viguros. Nu te lași, mă bucur. La care se uită la mine hâtru și mă întreabă, știi că este un secret în a muri tânăr? Și zic, nu știu. Pot să-l aflu? Poate îmi spui dumneata. La care el zice, nu, eu nu mai pot să-l aflu că-s bătrân, numai tu-l poți afla că ești tânăr. Și-o râs de mine. E un har să poți înainta în vârstă. Și e un har să treci de hotarul tinereții și după ce ai trecut de el să poți întoarce așa capul peste umăr, să te uiți la ce a fost și să nu-ți pară rău de ce a fost. Viața unui om poate fi asemănată cu un jurnal. Imaginați-vă un jurnal, un caiet nou-nuț, în care nu este scris nimic, pagini albe, doar pe copertă este scris un nume, numele tău. Urmează ca în acest caiet să fie scrisă povestea ta. De cum încep să scaști ochii, ai luat în mână creionul și încep să scrii în caiet. Toate alegerile, deciziile, faptele, experiențele, drumul tău sunt consemnate în cartea aceea. Tot ce înveți, tot ce aduni, tot ce gândești, tot ce acumulezi, este scris acolo. Și tot scrii și scrii și scrii și scrii și anii trec și foile se mulțesc în partea cu scrise și se împuținează în partea cu nescrise. Până când într-o zi ajungi la capăt. Ce a fost descris s-a scris. Caietul s-a închis, perioada formării s-a încheiat, perioada acumulărilor a rămas în urmă. De acum îți vine tare, tare greu să înveți. Memorezi din greu un număr de telefon. Ți-e greu să reții seria de pe buletinul tău. Îți dai seama că ce a fost, a fost. Vorba unuia care mi-a spus că își aduce aminte povești din tinerețe, dar uită unde și-a pus ochelari. Nu. Cea mai comică situație pe care am trăit-o e când a fost când un prieten a fost așa pe la noi, mai în vârstă un pic, și mă sună de acasă să mă roage să-i caut telefonul că și l-a uitat. Și zic, vezi că mă sun de pe el. A zis de pe cască, știi? Și telefonul s-a executat. Da. Știi ce se întâmplă însă și ce e ciudat? E că după ce închizi caietul, nu mai scrii. Greu mai înveți ceva. Formarea s-a încheiat. Prima care se rupe e coperta de la urmă. Prima foaie care se rupe din jurnalul tău închis cu coperta din spate deasupra și cu ultima foaie scrisă deasupra, știi care e prima foaie care pleacă? Aia pe care ai scris ultima dată. Și după aia următoarea și următoarea și următoarea și odată cu trecerea anilor îți vei da seama că rămâi în caietul tău cu ceea ce ai scris când erai fecior și când erai fată. Cei vârstnici, cum vă spuneam, uită ca bătrânelele acelea care stăteau pe bancă și vorbeau între ele mirate. Ce nu pricep ce se întâmplă cu mine. Uită! Cealaltă stau în fața blocului și nu știu dacă am vrut să vin acasă sau să plec de acasă. Și alta a zis, cu bine, nu-i, cu tine bine, să vezi cu mine cum e. Că mă trezesc pe marginea patului câteodată și stau așa nehotărâtă cu ceasurile, că nu mai știu ce am vrut, să mă scol sau să mă culc. Dacă când intri în povești cu oamenii, da? O să vezi câte detalii îți prezintă, îți povestesc de la tinerețe. În caiet au rămas primele pagini. Vor trece ani. Și odată cu trecerea lor, dacă vă da Dumnezeu har să îmbătrâniți, veți constata că
anii tinereții se vor întoarce la voi. Nu cu vigoarea, nu cu prospețimea, nu cu puterea, nu cu elanul tinereții, ci doar cu memoriile tinereții. Cu alegerile corecte sau incorecte. Și o să se întâmple în dreptul tău proverbul din bătrânii. Bătrânii au dat în mintea, cum zice, proverbul, copiilor. Întoarcem acolo înapoi. Aveți, și eu am avut, și mulțumesc lui Dumnezeu că m-am întors la Dumnezeu la vârsta de 17 ani. Aveți harul să scrieți în caietul vieții voastre ce trebuie. Să vă formați cum trebuie. Să vă maturizați cum trebuie. Și aceasta să devină pentru voi un tezaur pe care, din care și de care să vă bucurați toată viața. Legat de această problematică, ce scriem în caietul nostru, aș mai vrea să subliniez ceva. Fiecare tânăr, și tu, are dreptul să fie fericit. Ține minte, ai dreptul să fii fericit. Ai dreptul la o viață liniștită, frumoasă și binecuvântată. Cel care ți-a câștigat acest drept este Domnul Iisus, care întâi te-a creat într-o lume și pentru o lume a Lui și apoi te-a răscumpărat. Ai dreptul să fii fericit. Dar ține minte, poți irosi dreptul acesta prin felul neînțelept în care ai putea alege să trăiești. Aș vrea să te întreb, dacă vei continua pe drumul pe care te-ai pornit, unde o să ajungi? Dacă vei trăi tot așa, dacă vei face și săptămâna viitoare, și cealaltă, și cealaltă, dacă vei continua în sensul în care te-ai pornit, unde o să ajungi? Două teme. Unde o să ajungi în relația cu părinții și unde o să ajungi în viitoarea ta căsătorie, relația cu celălalt, fetele cu băieții. În prima parte o să vorbim despre această problemă foarte delicată și însemnată care ține de legăturile noastre cu cei de acasă, cu părinții. Cuvântul Domnului ne spune că relația cu părinții este fundamentală pentru viitorul frumos al unui tânăr. E foarte, foarte, foarte important, stimați tineri, ca în legăturile voastre cu părinții să faceți voia lui Dumnezeu, să împliniți voia lui Dumnezeu. De modul în care vă raportați la Dumnezeu în sânul familiei voastre, depinde viitorul vostru. Așa că, întâi de toate, în această zi, prima sesiune, conflict și armonie în relația cu părinții. Încotro în relația cu părinții. Aș vrea să ne uităm, dacă mă ajută prietenul meu de acolo, de la regie, nu? Îmi place mie să le zic, cu proiectarea unor versete. La patru texte, poate trei din Biblie, o să ne uităm. Totdeauna, și spun acum și celor care sunteți predicatori, totdeauna când vorbiți în biserică, să vorbiți din Biblie. Cumva să fiți în Biblie, bine? Acum să ne întoarcem acolo. Exod 20:12. Primul text este parte a decalogului a celor 10 porunci, este textul poruncii a 5-a. Iată ce este scris aici. Citim cu voce tare? Știți să citiți? Nu? Hai, 2, 3 și... Cinstește... Uitați-vă, vă rog, cu atenție aici. Întâi avem aici un imperativ. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și apoi o rațiune. O explicație. Ne frământă întrebarea, dar de ce? Dar de ce? Copilul unui coleg păstor
se juca cu chibriturile pe covor și a aprins câteva. Când tăticul s-a văzut și-a pus mâna în cap, Doamne, zice, auzi, să nu mai aprinzi niciun chibrit. Și băiețelul se uită la tăticul său și zice, dar de ce? Și tăticul a spus, hai să-ți arăt de ce. A luat un băț de chibrit, l-a pus între degete, suficient de aproape de vârful degetelor, dar nu atât de aproape ca să-i facă pagubă, acolo unde trebuie. Și a zis, hai să-l mai prindem și pe asta. Și că l-au aprins, l-a pârlit pe degete. Și mă, tăticul îi spune, hai să mai prindem unul. Și băiețelul a zis, nu, nu, nu mai vau. De ce? Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. De ce? Uitați-vă aici. Nu vi se pare sugestiv că longevitatea vieții depinde de relația cu părinții? Nu numai longevitatea vieții, ci longevitatea vieții în mijlocul binecuvântărilor lui Dumnezeu, în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeu tău. Că să trăiești mult în țară blestemată, în suferință, în necazuri, în chinuri, nu chiar e un lucru de dorit. Dar uitați-vă aici, viață lungă în mijlocul țării binecuvântate de Dumnezeu, dată de Dumnezeu ție. Să ne uităm la următorul text. E cumva complementar, Efeseni capitolul 6, versetul 1 la versetul 3. Pasajul acesta reprezintă o citare pe care Apostolul Pavel o dă poruncii a cincea, să citim tot în comun acest text biblic. 2, 3 și... Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Să rămână versetul 3. Uitați-vă aici, la întrebarea, dar de ce? Dar de ce să cinstesc pe tata și pe mama? Dar de ce să ascult în Domnul de părinții mei? Dar ce legătură are asta cu interesul meu? Dar ce câștig eu din asta? Uitați, ca să fii fericit? Mâna sus cine vrea să fie fericit? Să o lase jos cine vrea să fie fericit? Ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Observați cele două acțiuni. Calitatea vieții, ca să fii fericit, și longevitatea, ca să trăiești multă vreme pe pământ. Încă un text biblic. Proverbe 23, versetul 22 la 25. Să îl citim și pe acesta tot în comun. 2, 3 și... Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mama ta când a îmbătrânit. Cumpără adevărul și nu-l vinde, înțelepciunea, învățătura și priceperea. Tatăl celui neprihănit se veselește și cel ce dă naștere unui înțelept se bucură. Să se bucure tatăl tău și mama ta, să se veselească cea care te-a născut. Rămâne versetul 25. Uitați-vă cu atenție la el. Și după ce ni se pune în față modelul, după ce e pusă în fața noastră înțelepciunea, după ce ne este arătată calea, după ce e pus în fața noastră idealul, apoi se abate privirea spre tine și ești privit ochi în ochi de Dumnezeu, care spune așa, să se bucure tatăl tău și mama ta, să se veselească cea care te-a născut. Mă dăm voie să te întreb, părinții tăi sunt fericiți din cauza ta sau plâng din cauza ta? Părinții tăi sunt onorați de pe urma ta sau roșesc de rușine din cauza ta? Încotro, tinere. Gândește-te la asta. Și un text pentru tinerii mai bătrâni și pentru tinerii care vor îmbătrâni.
1 Timotei 5, versetul 4 și o să citim și versetul 8. Da, acum 1 Timotei 5 cu 4. 2, 3 și... Poți de la copii, aceștia să se deprindă, să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și versetul 8? Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Deci textul biblic ne vorbește despre responsabilitatea pe care o avem față de părinții noștri care au îmbătrânit și pe care trebuie să îi îngrijim, să îi ocrotim, pe care trebuie să îi ajutăm, față de care trebuie să fim aproape, să le purtăm de grijă, că dacă nu facem așa, în viziunea Scripturii, abandonarea părinților, nesocotirea lor, este cădere de la credință, apostazie. Uitați ce scrie. Da? Dacă nu poartă cineva de grijă de cei de ai lui, dar mai ales și din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Acestea ar fi câteva texte biblice pe care trebuie să le luăm în seamă. Ele sunt mult mai multe. Din nou revin cu întrebarea. Dacă vei continua cum te-ai pornit, unde vei ajunge în relația ta cu părinții tăi? Haideți să mergem mai departe și cu îngăduința voastră vreau să fac trei afirmații, eu le numesc incontestabile, legate de părinți. Trei adevăruri incontestabile. Pe astea nu le poți nici comenta. Astea sunt și atât. Sunt axiome, sunt fapte. 1. Părinții tăi ți-au dat viața. Asta e numărul 1. Dumnezeu, Creatorul, a hotărât ca viața ta să se nască, să se formeze din tatăl tău și din mama ta. Părinții tăi te-au născut. Da? Ești pe lume pentru că tăticul tău și mămica ta sunt părinții tăi. Poți nega asta? Ați văzut vreodată o mămică însărcinată? Cândva voi erați în pântecul mamelor voastre. Ei v-au dat viață. Rădăcinile tale sunt de acolo. Părinții tăi sunt unici. Numai nimeni pe fața pământului precum ei. Rădăcinile tale se trag din ei. Ei te-au născut, ei te-au educat, ei te-au crescut, ei te-au format. Astea sunt fapte. De bună seamă că vor fi și excepții nedorite. Părinți care nu știu să trăiască la înălțimea demnității de părinte. Și poate că unii dintre voi a suferit profund din cauza eșecului părinților voștri în exercitarea mandatului lor de părinte. Acum între noi fie vorba. Greșeala lor n-ar justifica-o nici de cum pe a voastră. Eșecul lor în calitatea de părinte, în mandatul de părinte, n-ar justifica nici de cum eșecul tău în calitatea și mandatul tău de copil. Gândește-te la asta. Dar revenind la logică, la ordine, mama ta a acceptat ca tu să te naști pe lume. Sunt multe femei care au decis singure sau sub presiunea bărbaților lor sau prietenilor lor să comită avort. Ai tăi au decis să te primească, să te crească. Iar unii dintre voi sunteți la vârsta la care mâncați de la masa lor, dormiți în casa lor, îmbrăcați hainele lor, aveți în buzunare banii de la ei și încă nu v-ați gândit să spuneți cuiva mulțumesc. Încotro, dacă o duci tot așa.
Unii suntem atât de orbiți încât considerăm că ni se cuvine tot. Că noi suntem stăpâni pe lume. Că avem drepturi. Comentăm. Fără să realizăm că dacă ar dispărea deodată din viața noastră, tot universul nostru s-ar destructura și s-ar prăpădi. Să mulțumiți lui Dumnezeu pentru părinții voștri. Și să nu uitați, ei v-au dat viața. O să vină ziua când vă veți lua zborul, o să vină ziua când veți fi pe picioarele voastre, o să vină ziua când veți putea să le răsplătiți ostenelile prin ceea ce sunteți voi și faceți voi. Și aș vrea să spun că ziua aceea a sosit. Trebuie să faci ceva. Ceva trebuie să faci. A doua realitate. Părinții tăi sunt investiți cu autoritate de la Dumnezeu peste tine. Ține minte, părinții tăi sunt investiți de Dumnezeu cu autoritate. Ei sunt așezați de Dumnezeu într-o poziție de autoritate. În ordinea creației, Dumnezeu a așezat și principiul autorității, care principiu stabilește că fiecare om trebuie să aibă asupra sa o autoritate. Fiecare cap are un cap deasupra. Aici, Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos capul bărbatului, bărbatul capul soției, părinții împreună capul copiilor și tu ești capul lui Cuțu. Am glumit. O să-ți vină vremea. Da. O să-ți vină vremea și ție. Părinții sunt așezați de Dumnezeu într-o poziție de autoritate. Ei reprezintă autoritatea lui Dumnezeu în viața ta. Prin urmare, relația ta cu părinții reflectă relația ta cu Dumnezeu. Respectul față de părinți se traduce ca respect față de Dumnezeu. Ascultarea față de părinți se traduce ca ascultare față de Dumnezeu. Reversul, reciproca, este valabilă. Răzvrătirea, neascultarea față de părinți, ignorarea lor, se traduce ca răzvrătire și neascultare și ignorare a lui Dumnezeu. Așa se leagă lucrurile. E principiul autorității. E ca în armată. Da? Nu se mai face o armată obligatorie pe vremea asta noastră, mai când eram eu așa de vârstă armată, se făcea. Da? Unii dintre voi ați prins-o. Poate că n-ar strica la niște feciori așa măcar vreo 3 ani. Da? Așa de armată. Da? În armată ai deasupra ta ofițerul imediat, gradul imediat. Da? Dacă, să zicem, cineva este soldat, are deasupra lui un caporal. Da. Până la general, cât mai e? E mult până acolo. Și la un moment dat, caporalul dă un ordin și soldatul spune, nu mă interesează. Știți față de cine a făcut afront în final? Față de generalul cel mare? Pentru că acolo este un principiu de autoritate. Ai călcat, ai rupt o verigă în lanț, ai probleme cu tot lanțul. Da, spiritual lucrurile stau tot așa. Părinții sunt în această verigă. Tu nu poți să spui cu Dumnezeu m-am bine, aduc rugăciuni, pe mama am făcut-o să plângă, cu tata m-am sfădit. Pe ei nu vreau să-i ascult. Dacă Domnul Iisus spune să mă duc la Boldan, mă duc, dar dacă tăticul spune să fiu la ora 10 jumate acasă, să mă lase în pace. Eu de la 10 jumate la 12 îs la bolnavi. Nu merge așa. Trebuie să rămâi în ascultare de părinți și în felul acesta îl vei onora pe Dumnezeu. O să treacă anii și o să vină vremea când la rândul tău vei fi părinte și când o să-ți dai seama că uneori, cum ai făcut, așa ți se face. Și atunci o să-ți dai tu seama cât de greu a fost lui mămică ta când vei fi la rândul tău mămică. Și cât de greu i-a fost tatălui tău când la rândul tău vei fi tătic și te vei confrunta cu probleme. De acum totul e pentru tine normal. Dar o să vezi atunci cum e normalul. Țineți minte, respectați-vă părinții și Dumnezeu vă va onora, vă va binecuvânta. Adevărul e că
autoritatea aceasta pe care părinții o au dată de Dumnezeu asupra noastră comportă în final niște consecințe. Și asta ar fi, acesta ar fi al treilea adevăr pe care aș vrea să-l subliniez. Deci primul a fost părinții ți-au dat viață, doi părinții au autoritate de la Dumnezeu, trei, relația ta cu părinții îți determină viitorul. Puține relații pe care le facem cu, le avem cu oamenii, cu semenii noștri, au în ele, cum să zic, potențialul de a ne determina, de a cauza viitorul nostru, precum o are relația cu părinții. Câteva texte care dovedesc ceea ce v-am spus. Proverbe 20 cu versetul 20. Am citat celelalte în care am văzut că longevitatea și calitatea vieții depinde de relația cu părinții. Uitați-vă acum la acest text. 20 cu 20. Nu vreau să le mai citim în comun. E greu să citești astea în comun. Eu le-aș citi așa numai în șoapte, dar acum zic cu voce tare, nu? Dacă cineva blastămă pe tatăl său și pe mama sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. Ce ziceți? Sau alt text. Proverbe, capitolul 30, versetul 17. Auziți textul acesta. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și nesocotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Întreb, e aici blestem? Sau e o concluzie pe studii de caz? E profeție? E predicție? Sau e istorie? Răspuns, și. Au trecut foarte mulți ani, s-au perindat sub ochii noștri multe generații și acum înțelepciunea care vorbește aici trage concluzia. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Dar de ce spui asta, înțelepciune? Ce, iată de ce. Dacă ții în mână o vază și îi dai drumul de la etajul 10 jos, aia cade și când dă de ciment se face țândări. De 500 de ani încoace, în fiecare dimineață la ora 8, am dat drumul la o vază și am urmărit ce se întâmplă. 500 mulțit cu 365,24, ăsta e studiul de caz. Și acum tragem concluzia, după atâtea experiențe. Și încă ceva. Dacă mâine dimineață mă duc la balcon și dau drumul la o vază de la etajul 10, când dă de ciment, se face țândări. Nu-i blestem. E lecție de viață. Înțelegeți cum funcționează textul? Și atunci te întreb, încotro, unde ajungi tu dacă vei continua cum te-ai pornit? Va zice cineva acestea cuvinte grele din Vechiul Testament. Auziți pe unul mai greu din Noul Testament. Marcu 7, 9 și 10. De data aceasta, Domnul Iisus vorbește, se ceartă cu fariseii, dojenești, mustră și auziți ce le zice. El a mai zis, ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Deci, notați vă rog, ce urmează este porunca lui Dumnezeu. Iisus aici spune că ce urmează este porunca lui Dumnezeu. Și farisei, atingându-se de ce urmează, au desființat porunca lui Dumnezeu. Și au zis porunca lui Dumnezeu. Căci Moise a zis, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea. V-ați gândit că Iisus a zis asta? Mântuitorul spune, asta e porunca lui Dumnezeu. Și voi, cărturarii și farisei, au desființat-o în folosul datinei voastre. Dar e porunca lui Dumnezeu, porunca a cincea, imperativul și ulterior consecința. Imperativul este în Exod 20, explicați pe larg consecințele în Deuteronom.
dar e porunca lui Dumnezeu. Deci ce am spus până acum? Părinții tăi ți-au dat viață, părinții tăi au autoritate de la Dumnezeu peste tine și relația ta cu părinții cauzează evoluția viitorului tău. Cum faci ce se va face? Unii gândim cam așa, lasă-mă văd eu liber, lasă-mă văd eu cu școala încheiată, ia să mă văd eu cu serviciul meu și la casa mea și cu rostul meu, să nu mai îmi spună mie cineva la ce oră să mă scol, să nu mai îmi spună mie când să închid computerul, să nu mai îmi spună mie cineva ce să mănânc și când să mănânc, și nu mai spune cineva cum să mă îmbrac și la ce să mă uit și cât să vorbesc la telefon și cu cine să mă întâlnesc și ce să fac și unde îmi petrec timpul și cum îmi cheltui banii lor. Asta cu lor, ai vrea să o păstrezi. Banilor. Când vei fi pe picioarele tale, vei culege efectele relației tale cu părinții. Haideți să vă aduc în atenție un caz din vechime, unul din Vechiul și unul din Noul Testament. Două cazuri. Exemple. Prima este povestea unui om credincios care la tinerețe, la copilărie a fost cam rebel și asta l-a costat în viață. Și a doua poveste este a unuia cam firesc așa, dar care până la urmă s-a trezit. Deci într-un fel cam la fel. Primul caz este cazul lui Iacov. Avea frate geamăn pe Esau. Într-o zi mama a zis lui Iacov, vezi că taică-tău, am auzit că te-a tras cu urechea, are de gând să dea binecuvântare fratelui tău Esau. Și l-a trimis ca să prindă un vânat, să facă o mâncare, așa cum îi place lui să mănânce, și după ce o să fie hrănit cu mâncare de la adusă de fratele tău Esau, tăticul tău îl va binecuvânta, Isaac îl va binecuvânta. Să știi, nu e jucat, pierzi oportunitatea, te-ai ratat. Așa că hai să lucrăm înțelepțește. Du-te, iute în casă, îmbracă-te cu hainele fratelui tău, să te obișnuiești un pic în ele, așa, du-te cu parfumul lui, adică dormi un pic în șură, până facem mămica mâncare, cum trebuie, ca să rândim pe tăticul tău și toate cele, da? Parfumul lui Esau, că era omul câmpului, era fânul din șură, da? Nu credeți că era Armani, da? Așa. Cam așa s-a întâmplat și a venit momentul acela în care, plin de emoție, îmbrăcat în hainele fratelui său Esau, cu piele de ied pe mâini și pe gât, că fratele său era păros. Nu? Când zice că era păros, cam era. Nu? Așa. Și când, dacă citiți cu atenție textul, în vreo 4-5 fraze, Iacov îl minte pe fratele său de vreo 8 ori. Pe tatăl său, de vreo 8 ori. Eu sunt Esau, fiul tău mai mare, am făcut ce mi-ai zis, mănâncă din vânatul meu. Ia încoace să te pipăi. Glasul este al lui Iacov, dar mâinile sunt ale lui Esau. Și l-a mințit. S-a folosit de handicapul tatălui său, a obținut ce a vrut oportunistul și apoi s-a aruncat în drumul vieții, în iureșul vieții, râzând în nas fratelui său. Ți-am făcut-o. Și s-a dus. La un moment dat, Iacov a zis, n-am nevoie de fratele meu, plec în lumea largă, trecem peste detaliile acelea care justifică plecarea, și-a făcut familie, rugăciunile lui Avram, rugăciunile lui Isaac, ale mamei sale, mila lui Dumnezeu a făcut ca lui Iacov să meargă bine. Cuvântul ne spune că a prosperat. Dumnezeu i-a dat familie, i-a dat copii. A prosperat din punct de vedere material atât de mult încât a stârnit invidia locuitorilor din jur, a regilor din împrejurime. Nu vă gândiți că erau regi cum, ce știu eu, regina Angliei. În Hamba era o împărăție, în Șura Mare era altă împărăție. Și Mulibașa de acolo era regele. Da. Cam așa să vă imaginați. Comunitățile aveau acolo un mai mare și acela era împăratul. Puteau fi 3-4 sate unite într-una mai mare, cum ar fi Comuna Șura Mare, și acolo era un împărat mai mare un pic. Da. Așa, deci cam asta era structura.
a stârnit invidia acestor mai mari ai comunităților pe lângă care trăia. Într-o zi, Domnul a zis, scadența, trebuie să plătești. Nu găsim că undeva s-ar fi căit. Nu găsim. Într-o zi, s-a pornit o ceartă între copiii lui. Cei mai mari au prins invidie pe Iosif. Și într-o zi s-au sfătuit între ei cum să scape de Iosif. Știți ce au făcut? Au vrut să-l ucidă, până la urmă, la insistențele uneia dintre frații lui, aici a fost providența lui Dumnezeu, nu l-au omorât, l-au vândut, rob, și apoi, ca să explice dispariția lui Iosif, au făcut o scenare. Spune cuvântul că au luat haina de pe Iosif, au sfâșiat-o, au pus pe ea sângele unui miel pe care l-au tăiat, ca să explice, avea nevoie de sânge. Pus sânge pe haina așa lui Iosif, au înlăclăit-o, au făcut-o așa, au tăvălit-o prin praf, au sfâșiat-o și apoi a venit acasă și a zis, tati, uite ce am găsit pe câmp. Mi-e frică. Ne-am uitat pe acei până o gradă și pe Iosif nu l-am văzut acasă. Oare nu o fi a lui? Seamănă cu a lui. Unde ați găsit-o? Acolo. Vai! L-a mâncat o fiară. L-a sfâșiat un leu. L-am trimis la voi și n-a apucat să ajungă. L-a prins leu, l-a mâncat. A rămas numai haina. Așa o fi, tată. Și cu toți au intrat în bocet. Inclusiv derbedei ăștia. Verii tăi. Și apoi când taică s-o plângea, ei se făceau că plâng. Și când erau între ei singuri, râdeau conspirativ. Așa-i treaba. Nu vi se pare ciudat că se învârte roata? Și că de acum Iacov e Isaac, taică-s-o, de mai de mult, când și el, nevăzător fiind, n-avea acces la discuțiile și mecherești ale copiilor? No, cum face? Ce să face? Dacă întârzie factura, când vine, vine cu penalități. Aș mai vrea să spun ceva, eu cred asta cu toată inima, că Dumnezeu în îndurarea Lui poate să desfacă, să rupă această pediapsă, acest blestem, înlocuindu-L cu binecuvântare pentru cei care se căiesc și se întorc la Dumnezeu. Altfel, care ar fi rostul unui răscumpărător? Dar revin la ideea centrală. Undeva, cum te-ai purtat tu cu ai tăi, va exista tendința la copiii tăi să se poarte cu tine, pentru că ceva din tine le va fi dat. De aia. Așchia nu sare departe de trunchi. Și știți cum e cu capra și cu iata. Nu. Al proverb este de la Ion Creangă. Nu vi-l spun că e urât. Bun. Să mergem spre concluzie. Ce e de făcut? Respectă-ți părinții. Respectă-i cu toată inima ta. Dă-le ascultarea cuvenită. Recunoaște-le autoritatea și ascultă-i. Iubește-i. Adevărul e că nu știm să prețuim cu adevărat valoarea, însemnătatea părinților noștri până se întâmplă două lucruri. Până devii părinte, ăsta e cazul fericit, sau până rămâi fără ei, ăsta e cazul nefericit. Cei care devin părinți, sau nu neapărat, adulți, înțeleg viața, cugetă la sensul ei, își dau seama cum stau lucrurile, abia atunci pricep cum stau treburile vieții. Nu știm să prețuim cu adevărat valoarea părinților noștri până îi pierdem. Am fost odată la o mormântare, acea soră de la noi de la adunare, vreo 20 de ani în urmă, 23 de ani în urmă, s-a întâmplat aproape. Era singura credincioasă din familie. Și apoi dacă la început, vezi, când sunt ei micuți,
O mămică stă la mijloc și vreo 4 copii trag din rochii în 4 direcții. Și toți în cor zic, e mama mea. Așa zic, e mămica mea. Și o trage către el. După ce îmbătrânește mămica și noi ne facem mari, ne punem toți în 4 colțuri și împingem de ea către celălalt și zicem, e mama ta. Ce zice, bine așa? Dacă așa se întâmplă în viață, ei, avem datoria să ne respectăm părinții și nu știi să-i prețuiești până îi ai. Băieții aceștia, au fost 5 băieți, s-au certat între ei până când au băgat în mormânt pe mămica lor. Și acum, sigur, era și ea bolnavă, dar și de inimă rea, pentru că a alungat de la unul la altul, într-un final nici n-a mai vrut să deranjeze pe nimeni, a stat pe la cineva până când a murit de inimă rea. La mormântare au venit cu o scrisoare pe vreo 3 foi din astea, așa, a 4, scris de mână, impresionant, lacrimogen, scrisoare de iertare. Și au zis, domnul pastor, vă rugăm frumos să ne dați voie să citim asta la slujbă. Zic, dați-mi voie să mă uit, am crezut că e necrolog. Era o lăcrămație tardivă. Și am zis, îmi pare foarte rău, nu putem să citim asta la slujbă. Și dar de ce, domnul pastor, că e mămica noastră? Aveți dreptate, dar e slujba mea. E prea târziu. Trebuia mai demult. Acum gata cu spectacolul. Când ai dus tu ultima floare mamei tale? Când ai spus ultima dată mulțumesc frumos? Când ți-ai cerut iertare ultima dată? Că de greșit știi bine când ai greșit. Nu. Încotro, dacă o ții tot așa. Dumnezeu din cer să vă binecuvânteze și să fiți aproape de părinții voștri. Avem datoria să-i ocrotim, să le răsplătim ostenelile și lăsați-mă acum în încheiere să vă sugerez câteva lucruri practice pe care le-ați putea face ca să îmbunătățiți relația cu părinții voștri. În primul și în primul rând, comunicați cu ei. Când erați mai mici, tăticul era cel mai puternic om de pe planetă. Ia aduceți-vă aminte cum scăpați voi de amenințările celor care vă erau colegi în clasa a doua, a întâia, când te uitai așa la ăla de clasa a patra și ziceai, păi, te spun la tata. Și tăticul era șeful lumii pentru tine. Acum ai 16 ani. Tăticul nu mai știe nimic acum. E prostul satului în ochii tăi. Mămica e de evitat. Habar n-are de viață. Crezi că din înțelepciune gândești așa? Dumnezeu a făcut o mișcare de trezire spirituală la noi în biserică, mai în primăvara anului primăvara asta. A fost o mișcare frumoasă la rugăciune. Și mulți adolescenți au primit botez cu Duhul Sfânt. Dintre ei, o parte, sunteți aici, unii s-au botezat în apă. Când au cerut botezul, eu am stat de vorbă cu niște părinți și am întrebat, n-o, cum e? Simțiți o schimbare? E ceva de la Dumnezeu acolo? Și cu lacrimi în ochi, o mămică mi-a spus, frate Nelu, s-a întâmplat o minune. Copilul nostru a început să vorbească cu noi iar. Până acum n-aveam cu cine. În casă, în camera lui, muzică, filme, jocuri, trântite uși, comentat, nu-i bună mâncarea, nu-ți călcați bine pantalonii, nu-ți noi tenisii, trântituri, comentarii, că de ce să plec, că de ce să vin. Și de acum îl văd că vorbește cu mine, ca mamă. Atât ați de bucuroasă. Încotro. Ești domnișoară. Încotro. Adică prietena ta, care are minte mai puține decât tine, deși tu ai altă părere, crezi că te poate sfătui mai bine decât mămica? Poate că prietena este mai înțeleaptă decât tine.
Dar nu e mai înțeleaptă decât mămica ta. Nu. Comunică cu părinții tăi. Apoi, niciodată să nu spui părintelui tău nu vreau. S-ar putea să nu vrei. S-ar putea să nu trebuiască să faci ce îți cer. S-ar putea ca acel părinte necredincios să fie în dezacord cu cerința lui Dumnezeu și dacă faci ce ți-a cerut, să te compromiți. Cazurile acestea sunt rare, dar sunt. Frate păstor, mi-au zis să mă duc la discotecă. Mi-au zis să-mi fac prieten din lume. Mi-au și prezentat pe cineva. Mi-au pus în față băutură și au zis, bea, dacă nu te bat. Eu am consiliat un tânăr a căror părinți erau necredincioși, care a fost pus în situația asta. Ce fac? Un părinte abuziv. Unui părinte să nu-i spui nu vreau, ci să-i spui așa, nu pot. Imaginează-ți că îți cere să te duci să-i cumperi băutură ca să se îmbete și mai tare decât tu. Nu-i spune nu vreau. Nu vreau sună a rebeliune. Nu-i zi, ești un, nu vreau să. Ce faci tu e? Nu-i treaba ta să-l judeci pe părintele tău. Ești copil, vezi, e rostul tău. Spune nu pot. Tati, nu pot. Pot să mă turc în ogradă. Pot să spăl mașina. Pot să aduc apă. Pot să duc apă. Pot să spăl vasele. Pot să tai lemne. Pot multe. Dar asta nu pot. Taie-mă bucăți, pedepsește-mă, dar asta nu pot. Nu zici nu vreau. Nu vreau e răzvrătire. Înțelegeți? Adică refuzați într-un mod creștinesc cerințele care v-ar compromite, păstrând respectul față de părinți și față de Dumnezeu. Și Domnul va fi cu voi. Încă o chestiune. Ajutați-i în treburile gospodărești. Puneți mâna, faceți și voi câte ceva pe acolo. Da. Domnișoarele, să învățați să faceți mâncare. Și feciorii la fel. Da. Vă smânsurați, mă. Da. Ajutați în treburile gospodărești. Faceți-le cadouri. Marcați evenimentele din viața lor și faceți-le un cadou. Și așa le faceți pe banii lor. Nu o să uit că am sărat în vizită la părinți și mama mi-a arătat, era sora noastră mai mică, așa începea să treacă de pubertate, mergea spre adolescență, începea așa să vadă lumea. Și ne-a dus la dulapul în care ținea ea acolo, ca la țară, bibelouri erau așa, știi? Și ne-a arătat, zice, ăsta e de la sora ta, cadou de ziua mea, da? 16 ianuarie. Ne-a făcut sora ta mai mică un cadou. Am uitat, cred că valora vreo 5 lei. Un porțelan de cea mai proastă calitate. Dar a pus în locul de cinste, cadou de la asta mică, care a descoperit că trebuie să spună mulțumesc mamei. Fă-le cadouri. Spune-le mulțumesc frumos. Propuneți-vă să faceți asta dacă n-ați făcut până acum. Spuneți părinților voștri că îi iubiți și faceți ceva practic. În fiecare rugăciune a voastră de aici încolo, dacă nu v-ați rugat până acum, să vă rugați pentru părinții voștri. Să cereți să-i binecuvânteze Dumnezeu. Iar acest comportament, că mai e o chestiune pe care vreau să vă spun. Acum ai 16 ani. O să te măriți la 18. N-am prorocit. Nu te amăgi. Așa. Acum chiar dacă sunteți disperate, putem domni ceva. Hai că am glumit cu dumneavoastră. Așa. 2 ani mai stai, 3, 4 și ți-ai drumul. Folosește timpul acesta ca să obții binecuvântarea părinților tăi. Și când te vei duce tu în drumul tău, în inima lui și în rugăciunea lui către Dumnezeu, părintele tău să spună, Doamne, însoțește și binecuvântează pe acest copil și fă-i bine.
Și atunci o să fie bine de tine. Amin.